Și chiar dacă totuși facem erori, oricât am fi de atenți, în momentul în care am constatat că le-am făcut, în loc să ne pierdem timpul, să ne lamentăm, să ne blamăm și uneori să nu mai ieșim din acel blocaj, unul dintre blocajele e important. Să ne pierdem viața condamnându-te că la un moment dat n-am valorificat o anumită oportunitate. Nu neapărat că am făcut ceva dăunător sau am produs o suferință cuiva, ci poate noi n-am apucat, n-am agățat o anumită oportunitate. Am întâlnit oameni care spuneau zeci de ani, au spus, regretau și se auto-învinovățeau că n-au făcut un anumit lucru când li s-a oferit oportunitatea să-l facă. Important e că în prezent nu mai contează. Nici nu mai contează. La un astfel de eveniment din trecut, poți să te uiți atâta timp cât, și poate e necesar să te uiți atâta timp cât ai ceva de învățat de acolo. De tras o concluzie benefică, utilă pentru tine astăzi și poate în viitor. Ca să știi să nu mai repeți acea eroare dacă ai constatat că ai făcut-o. Dar odată ce ai privit la acel eveniment și ai analizat, ai tras o concluzie, poți să nu te mai uiți la el. Poți să păstrezi concluzia și mai departe să fii atât de vigilent încât să nu mai faci acea eroare încă o dată și încă o dată. Dar să stai acolo cu mintea, ronțăind la acel trecut și auto-învinovățindu-te sau învinovățind uneori pe alții care te-ar fi împiedicat să, nu știu, să te muți în America, să îți faci nu știu ce afacere, să te duci la nu știu ce facultate. Mai bine te uiți la tine în prezent și la care sunt oportunitățile acum, pentru că uitându-te tot timpul în trecut, sigur vei rata oportunitățile de astăzi. Ne mai vorbim de alterarea stării interioare și degradarea relațiilor cu ceilalți, ceea ce nu reprezintă factor de succes în prezent. Și atunci, iată cum ajungem să ne faultăm singuri, să ne autosabotăm, rămânând blocați în astfel de regrete, în astfel de învinovățiri, sau auto-învinovățire.